Da, bună România, bună seara dumneavoastră și invitaților noastre, ediție specială la o oră mai accesibilă decât cea la care v-am obișnuit. Bună seara, Răzvan Zanfir. Bună seara, Radu, bună seara tuturor. Spune bună seara, noapte bună în această frumoasă duminică. Momente importante în această România. A venit domnul Florin Câțu peste weekend și v-a spus că va crescut puterea de cumpărare, a crescut puterea de cumpărare a românilor. Nici nu-ți dai seama cât de bine, ce bine crescută e. Asta e important. Nu că a crescut, ea spus, domnule, a crescut. A mai văzut putere de cumpărare crescută? A noastră e bine crescută. Adică, domnule, a crescut frumos. A crescut frumos. A crescut frumos. S-a făcut anul ăsta puterea de cumpărare. A și plouat mult. A plouat. A și plouat. Ne-a ajutat și vremea. S-a făcut cât un caloian la momentul potrivit. Da. Și iată, acum atâta s-a făcut, domnule, puterea de cumpărare a omului. Că e mare ca păpușoiul. Sigur că da, nu știu dacă dumneavoastră, cum să vă spun, nu știu dacă v-ați dat seama că a crescut puterea de cumpărare înainte. Până de simțite, postarea. A crescut pe nesimțite. Asta este esențial, pentru că nu numai că a crescut puterea de cumpărare a românilor, dar a crescut și extrem de discret, fără să deranjeze pe nimeni, fără să se facă extrem de simțită, fără să iei act, băi, cât de mare s-a făcut, o știu de când era atâta, puterea de cumpărare a românilor. Nu! Nici nu ne-am dat seama că a crescut puterea de cumpărare a românilor până nu i-am citit postarea premierului Florin Câțu și atunci și să vorbeam. Nu te-ai văzut că s-a făcut, mă, puterea de cumpărare, mă, cum trece timpul. Vorbeam, Răzvan, dar nici nu s-a dat, trebuie să recunoaște că nici nu s-a dat cu substanțe, cu soluții ca să nu mai fie nu, atât de bio, mare. E bio, a crescut, nu s-a tăiat deloc cu puterea de cumpărare. Nu, deci singurul fertilizator a fost organic. Organic a crescut cu noi ca să nu zic rahat, post. Da, aș vrea să trag un semnal de alarmă, pentru că în timp ce ne bucurăm că a crescut puterea de cumpărare și știm bine că avem o creștere economică extraordinară, economia germană depășește declinul cauzat de pandemia de coronavirus și va înregistra o creștere semnificativă, nu știu. Deci au o creștere economică de 3,7%. Se apropie Germania de noi, Răzvan. Și doamnelor și domnilor, vă fac atenți, pentru că văd că vă bucurați prea devreme. Germania vine din urmă tare tot cu economia. Asta ar trebui să fie un semnal de alarmă, mă, oameni buni. Ministrul de Finanțe, da? Domnule premier, mare grijă că ritmul ăsta o să ne depășească Germania, da? Și va trebui să dați socoteală în fața oamenilor. Ați luat o țară, luat România. Și mâine, poi mâine, vedeți că e în spatele Germaniei. Adică lucrurile astea totuși lezează ego-ul național al poporului român. Nu poți să fii depășit de orice Germanie care se apucă să-și revină din criză. În timp ce a crescut puterea de cumpărare, vedeți bine că România e într-o creștere totală și și prețurile au crescut foarte mult, pentru că știm bine că suntem prea sărași ca să ne permitem produse ieftine. Hai să vedem cum au crescut prețurile, pentru că este, sigur, o stare destul de tensionată la nivelul țării, că, domne, pare că prețurile cresc mai mult chiar decât puterea de cumpărare. Paradoxal. Economia începe să-și revină, iar dovadă sunt ușoarele creșteri de salarii din mediul privat, dar și faptul că salariile au fost menținute în sistemul public la nivelul celor din decembrie 2020. Venituri mai mari pentru cei care lucrează în domeniul privat înseamnă însă clar că ne apropiem de o zonă de funcționare a economiei ca dinainte de pandemie. Firmele revin pe profit, iar pe piața muncii se caută forță de lucru nouă. Lucrurile se complică însă la capitolul inflație. Avem un fenomen inflaționist evident, nu mai în România, ci la nivel internațional. Cauzele sunt diferite, de la materiile prime care cresc prețul materiilor prime, începând cu țițeiul, dar nu numai, pentru că avem și preț al materiilor prime agricole, de exemplu, care au crescut. Tarife mai mari sunt și la transportul mărfurilor, în special al celor pe containere, care vin din Asia. Aprovizionarea din acea parte a lumii este mai scumpă, iar totul se vede în prețul de la raft pentru consumatorii români. Creșterea salarială ar fi suficientă cât să acopere aceste scumpiri. Doar că economiștii spun că suntem într-un an complicat, cu o inflație estimată la 4%. Ne uităm evident la raportul dintre cât cresc salariile și cât crește inflația. Ne dorim să avem o păstrare a puterii de cumpărare în acest sens, dar haideți să mai luăm în calcul și alți indicatori. Repet, hai să ne uităm la productivitate, dacă crește productivitatea muncii, trebuie să ne uităm la sănătatea companiilor care plătesc aceste salarii. Tot felul de oameni axați pe ideea de a îngrijora populația, oamenii nu trebuie lăsați să stea liniștiți în banca lor, adică vezi tu că toate aceste îngrijorări nu fac bine. Deci trebuie să-i lăsăm pe oameni să crească împreună cu prețurile și ei, să crească și poporul român. Să se ridice la nivelul prețurilor, pentru că, vezi tu, prețurile astea creează niște obligații. Da. Nu poți să fii chiar atât de sărac când ai prețurile astea.
Și pe de altă parte e posibil să nu-ți dorești mai mult dacă prețurile ar fi rămas mici. Pentru că ce se întâmplă în momentul de față, multă lume nu înțelege strategia. Asta e o strategie guvernamentală. Dă-mi voie să o explic, Răzvan. Nu e vorba de, să spun eu, o situație cu care ne confruntăm. Nu, e o situație generată și te lasă să le explici tu telespectatorilor. E vorba aici despre o alternativă la situația prin care trecem. Știm bine că, cel puțin la nivel de București, e o problemă cu gunoaiele. Așa. La momentul în care cumperi, în momentul în care poți, ai o putere de cumpărare foarte mare, produci foarte mult gunoi. Și atunci se cresc prețurile pentru ca voi românii să cumpărați cât mai puțin ca să produceți în final cât mai puține gunoaie. Este o strategie extrem de elaborată. Asta e mentalitatea de locuitor al sectorului 1. Se vede aici supărarea pe gunoaie la sectorului 1. Noi ceilalți bucureșteni și bineînțeles în teritoriu, oamenii nu trăiesc cu această apăsare a gunoaielor cum trăiți voi. Deci am dat un caz particular. La nivel național, problema e în felul următor. Domnul Florin Cîțu și-a dat seama. Românii sunt demotivați. Ei, dacă nu au o miză, dom'le, dacă nu e ceva să îi împingă de la spate, nu își doresc mai mult. Rămân în căsuța lor, rămân cu salariul lor, rămân cu jobulețul lor, rămân cu pensioara, dom'le, nu fac nimic. Mediocritatea asta. Mediocritatea absolută, se plafonează, da? Se împiedică într-o rutină, trăiesc într-o monotonie și viața lor are niciun fel de sens. Motivează-i. Ce a inventat această provocare? A crescut prețurile. Ce se întâmplă când crești prețurile? Ai nevoie de mai mulți bani. Ce se întâmplă când ai nevoie de mai mulți bani? Cauți soluții, cauți o alternativă. Prinzi viață, te interesezi. Poate jobul ăla e mai bun, poate jobul ăla e și mai bun. Poate mai îmi iau un job, poate îmi iau 3-4 joburi. Poate încerc să îndepășesc condiția. Că tu trebuie să achiziționezi în continuare. Lucrurile s-au scumpit, trebuie să fii și tu un pic mai scump. Nu neapărat la vedere. În cazul nostru care face o emisiune la televizor, e bine să fii la vedere. Dar ideea în felul următor. Asta este ca o provocare și îl și văd pe premierul român spunând: români, luați-o ca pe o provocare. Luați-o ca pe o provocare și apropo de provocare, există aceste alegeri în Partidul Național Liberal ca o provocare și de fiecare dată când există niște alegeri, automat apar și niște scandaluri. Automat apar niște scandaluri, automat apar niște declarații, automat apar niște jigniri. Hai să vedem o primă jignire din partea doamnei Raluca Turcan la adresa contracandidatului pe care dânsa îl susține, la adresa lui Ludovic Orban, de unde a plecat-o necazul. Raluca Turcan. Adevărul este cunoscut de tot partidul și realitatea este că trei ministere importante, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Transporturilor și Ministerul Dezvoltării Regionale, au fost negociate direct de președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, pentru funcția de președinte al Camerei Deputaților. Și cred că orice penelist responsabil avea dreptul să fie nemulțumit de această tranzacționare care pe fond a afectat Partidul Național Liberal prin forța pe care o are în guvern. Aceasta este declarația doamnei Raluca Turcan. Asta este practic premisa scandalului. Majoritatea celor din jurul domnului Cîțu au acest motiv pentru care s-au adunat. S-au adunat pentru că s-au pierdut trei, cum se numesc ele acum, ministere cheie. Trei ministere cheie, am înțeles. S-au pierdut trei ministere cheie. Ceea ce nu spun acești oameni care pe fond, nu, pe formă au dreptate. Pe fond lucrurile sunt mai nuanțate. Pentru că, într-adevăr, negocierea cu USR Plus poate părea o negociere păguboasă. Dar gândește-te că nu au fost patru partide, de fapt, că nu fuzionaseră încă, la negociere. Au fost patru partide și un președinte. PNL a negociat, USR a negociat, Plus a negociat, pentru că ne amintim subiectul de la sănătate, unde a fost nevoie de un om de la Plus, nu putea veni un om de la USR, UDMR a negociat. Și președintele României și-a negociat și el, nu, două mai ministeri. Mai atât, președintele n-a negociat. A impus două ministeri. A solicitat. Deci, și cum ceilalți parteneri de coaliție ai PNL-ului au spus, da, vedeți că pe Klaus Iohannis îl trecem tot la voi. Deci asta se omite din discuții. Ministerul Apărării, l-are pe domnul Ciucă, are dânsul un băiat acolo. Are această bucurie. Un general, o personalitate. Un general băiat. Nu vreau să-l împuținez, atenție. Nu, Doamne, am vrut să spun ca un argument în favoarea dânsului. Dom'le, e și băiat, dincolo de faptul că e mare general. Dar, dincolo de acest minister... La Mareșalul Averescu n-am mai văzut atâtea fapte de bravură. Mai este și Ministerul de Externe, unde sigur avem cu toții un băiat, în sensul că acolo cu toții suntem de acord că domnul Aurescu e exact ce ne trebuie în viață. Sigur, deci acolo e indiscutabil. Sunt convins că nici n-ar trebui tratat domnul Aurescu ca o opțiune prezidențială sau ca pe o opțiune a Partidului Național Liberal. Dar așa a fost. Sunt convins că nici USR, nici Plus, nici UDMR și nici PNL nu ar fi avut o variantă mai bună decât Bogdan Aurescu la Ministerul de Externe. Și atunci e foarte greu, e foarte complicat că tu când ai 25%, ai două ministere deja rezolvate, trecute în seama ta, să mai negociezi și trei ministere cheie. Și acum toate sunt ministere cheie. Zi-mi tu un minister care nu-i cheie. Deci, domnul Ludovic Orban
a negociat, nu știu dacă a negociat bine sau a negociat prost, asta e o chestiune pe care o va stabili partidul la Congres, dar a negociat cu un handicap. Deci el deja avea două ministere pe care nu le mai putea negocia, două ministere trecute la impuse. Și vii acum și îmi spui, pe da, de ce n-ai luat și dezvoltare? Cu dizabilitate e cuvântul, Răzvan, nu cu handicap. Mă, dar când te duci la pariuri, spui cu dizabilitate asiatică? Nu spui cu handicap asiatic? Așa se numește... Aici suntem la pariuri, da. Păi, și pariem, la pariuri. Și pariem să vedem ori pe domnul Câțu, ori pe domnul Orban. Dar ce-ar fi vrut oamenii ăștia? Da. Internele, deci, haideți să o luăm așa. Avem externele apărarea, domnule, e clar, internele, și sunt supărați că n-au luat și dezvoltarea și transporturile. Sunt supărați, Răzvan, pentru că domnul Orban, în cadrul acestui conflict, a făcut următoarea declarație cheie. O declarație cheie și ea. Cu toate că nu am câștigat alegerile parlamentare, deși am fost părăsit în timpul negocierilor de echipa de negociere votată de Partidul Național Liberal, trebuie să știți lucrul ăsta. Președintele Partidului Național Liberal a fost lăsat singur la negocierile pentru formarea acestei coaliții și negocierile pentru formarea guvernului. Părăsit de Rareș Bogdan, de Raluca Turcan, de Robert Sighiartău, care nu numai că m-au părăsit în timpul negocierilor, ci au încercat să provoace convocarea nestatutară a unui birou politic național în plină negocieri pentru a arunca în aer formarea coaliției. Lăsat singur în aceste negocieri, vine Ludovic Orban și face această acuzație, părăsit, pustit, practic, pare totuși o replică incisivă, o primă replică incisivă, pentru că de când a început această competiție până în momentul acesta, Ludovic Orban a părut foarte împăciuitor. A venit și a zis-o pe asta. De aici a venit după aia Rareș Bogdan cu replica asta, care s-a enervat și l-a amenințat. Unul dintre cei trei oameni nominalizați, da, de președintele PNL, Ludovic Orban, Rareș Bogdan, dar Raluca Turcan și, atenție, asta e foarte important, domnul Robert Sighiartău. Acum, Rareș Bogdan, cum să spun eu, e în Partidul Național Liberal o personalitate construită anterior politicii. Când a venit Rareș Bogdan în Partidul Național Liberal, nu era un simplu membru, era deja Rareș Bogdan. Raluca Turcan, sigur că da, are un trecut politic, a mai avut funcții importante, ea are și dânsa o personalitate politică, da? Bă, da, Sighiartău! Bă, da, Sighiartău să te trădeze și Sighiartău! Robert Sighiartău, pentru cei care nu sunt familiarizați cu politica sau nu au această patimă, pentru cei care au deschis este un băiat în Bistrița, pus secretar general al partidului în timpul președinției domnului Ludovic Orban, și însărcinat cu foarte multă putere în partid. Un băiat, atenție, în momentul în care a preluat funcția de secretar general, n-avea 30 de ani, avea 20 ceva de ani. Un băiat însărcinat de către Ludovic Orban cu foarte mult investit. Girat de Ludovic Orban, l-a acceptat secretar general, da? Și el a văzut că practic se construiește mai mult în partea cealaltă, că se adună mai multă lume în partea cealaltă și lui îi place om de lume și a zis, domnule, hai să mergi și unde e mai multă lume. Rareș Bogdan, îl rog pe Ludovic Orban să înceteze, să înceteze să ducă o campanie murdară și consideră că afirmațiile, asta nu-i citat, mă rog, e poveste, și consideră că afirmațiile liderului liberalilor trebuiau ținute în interiorul partidului. S-ar putea ca nervii mei, care și așa sunt întinși la maxim, corect, ar fi maximum, să pleznească și atunci lucrurile vor arăta extrem, extrem de rău și nu cred că e bine pentru nimeni, în niciun caz pentru el, a adăugat europarlamentarul PNL Rareș Bogdan. Sigur, Rareș Bogdan ne-a obișnuit cu declarații astea ieșite din canoane. E un personaj mai degrabă excentric. Oare foarte diplomatice în care nu deranjează pe nimeni. Rareș Bogdan e niște extreme. În extrema e la altă. Ori este cel mai prietenos om de pe pământ, respectă pe toată lumea, era onorat să participe la o emisiune la Antena 3 în timp ce PNL boicota această televiziune. Ori îl anunță că are nervi întinși la maxim și să-l lasă urt. Păi este șucăr mare dacă începe Rareș Bogdan să vorbească. Nervi întinși la maxim aici se produceau la Antena 3. Interesant. E normal? E normal. Bine, dar diferența, problema e că nu mă surprinde o astfel de poziționare de la Rareș Bogdan, da? Că Rareș Bogdan iar exista și înainte să fie membru PNL. Eu ți-am spus acolo la domnul Sighiartău, asupra căruia am avut întotdeauna semne de întrebare, cred că ar trebui să fie focalizată atenția, pentru că este prototipul, din punctul meu de vedere, al trădătorului, mă! Îmi pare rău să aud că gândești așa, în egală măsură, în momentul când... Să descoper că asta e realitatea. Două mașini se
ciocnesc așa cum se întâmplă în momentul de față cu Ludovic Orban și cu Florin Câțu, amândouă se vor șifona. E foarte complicat una să rămână intactă. Poate să zici că unul are o mașină mai de teren, mai impunătoare, care practic va avea mai puține zgârieturi din urma impactului, dar se vor zgâria ambele. Acum mergem la declarația mai departe. Intervine în cazul acesta, cine intervine? Întrebat ce părere are despre afirmațiile premierului Florin Câțu, cum că a mințit. Deci intervine Florin Câțu și zice, nu, asta e o minciună că l-am lăsat singur acolo. Asta e o minciună, nu cred că a spus așa ceva. Hai să vedem ce spune Ludovic Orban în continuare. Când e făcut mincinos. Ce zice Ludovic Orban, făcut mincinos de Florin Câțu și nu numai, am văzut că și doamna Alina Gorghiu a zis, domnule, nu cred, cred că a fost preluat, a fost declarația preluată din context, nu poate să se întâmple așa. Nu a fost nimic scos din context, că ne-a difuzat declarația integrală și asta a spus Ludovic Orban. M-au abandonat acolo la negocieri, m-au lăsat singur printre străini. Cine? Rareș Bogdan, Raluca Turcan, Sighi Artău ăla mic de la Bistrița și bineînțeles restul echipei de negociatori. Dar haideți să vedem pe oameni cum au reacționat când au fost făcuți mincinoși. Nu, când zic oameni, mă refer la Orban. Nu cred că a spus așa ceva premierul, zice Orban. Eu am avut un mandat de negociere. Păi stai adevărul, dumneavoastră ați fost acolo, ați văzut că n-au mai fost prezenți nici a doua, nici a treia, nici a patra zi. Adică să ignori un adevăr evident pe care îl cunoaște toată lumea, media, partenerii de coaliție, dar nu obișnuiesc să polemizez cu colegii mei în mass media. Un om care este în activitatea publică de 31 de ani, n-am niciun secret, nimeni nu deține despre mine informații pe care ar putea să-mi facă rău, pentru că, slavă Domnului, de-a lungul carierei mele am avut destui adversari și oricine a avut ceva rău de spus despre mine a spus. Cele mai multe dintre ele neadevărate, chiar calomnii. Da, se acuză unii pe alții de minciuni. Până la urmă urmărim acest incident și îl vedem pe Rareș Bogdan intervenind din nou cu o chestie absolut interesantă care mărește miza Rareș Bogdan între timp. Vede cum decur lucrurile și zice, domne, când pierzi alegerile, trebuie să pleci, zice Rareș Bogdan. Eu știu un singur lucru, când pierzi alegerile în lumea asta e extrem de clar, trebuie să pleci de la conducerea formațiunii cu întreaga conducere. Păi cum, Doamne iartă-mă, să spui că trebuie să pleci de la conducerea formațiunii cu întreaga conducere? Când din conducere face parte și contracandidatul lui Ludovic Orban. Că nu numai asta, dar avem așa, președintele partidului e Ludovic Orban care trebuie să plece, atenție, cu întreaga conducere. Dar cine sunt următorii în ordinea importanței în partid? Prim vicepreședinții Partidului Național Liberal. Doi dintre prim vicepreședinții Partidului Național Liberal sunt Rareș Bogdan, Raluca Turcan. Cine vine după prim vicepreședinții în ordinea importanței? Secretarul general. Cine? Robert Sighi Artău. Deci, amuzantă declarația asta, dar pe de altă parte... Ludovic e singurul lider din istoria de 31 de ani a PNL care nu a plecat. PNL nu are o istorie de 31 de ani. PNL se laudă cu cea mai întinsă istorie politică din Europa. Te duce încolo. Nu știu de ce numără doar de aici din 90. Alții au plecat. Am pierdut alegerile parlamentare. Punct. Eu vreau să se știe că nu l-am lăsat pe Ludovic Orban singur. De bine ce ne era, nu m-a apucat nimic acum. Bun. Acum l-aș nominaliza în acest cadru festiv, bănuiesc că ați trăit cu noi, cu toții împreună cu noi alegerile pe care le evoc aici și Rareș Bogdan. Astea pierdute, cică, de PNL. Astea pierdute, cică. Acum l-aș invoca și pe președintele României, Klaus Iohannis, care este un artizan al evenimentului, chiar dacă, sigur, deasupra puterilor, deasupra partidelor și așa mai departe. Dar vi-l aduceți aminte când ne spărgea emisiunea la ora 18, constant intervenind cu același argument, Partidul Social Democrat, PSD, PSD, de părea cumva că vrea să trezească publicul PSD, un public care era într-o stare de letargie, dezamăgit de felul în care au curs evenimentele. Deci cel mai rău lucru pe care puteai să-l faci era să-i montezi pe cei de la PSD în sensul în care să se trezească, să se ducă la vot. Nu s-ar fi dus. Deci, practic, l-aș nominaliza și pe... Dar nu mai nominalizăm pe nimeni pentru că îl mai avem și pe Florin Roman și el intervenind. Intervine și Florin Roman, adică tot Rareș Bogdan. În 2017, la Congresul PNL, domnul Ludovic Orban nu avea nicio problemă în a se afișa cu echipa. Pentru că avea echipă. Azi înțeleg că e cam trădare dacă susții contracandidatul. Îi sugerez domnului Orban să se uite bine și probabil va constata că cei mai mulți și valoroși liberali de atunci nu îi mai sunt alături. Poate va reuși și să răspundă la întrebarea de ce. Nu regret sprijinul pentru domnul Orban în 2017, însă după ce s-a văzut premier, nu mai era Orban pe care l-am susținut. Este primul președinte al PNL care nu a demisionat din fruntea partidului după pierderea alegerilor. Motive puteau invoca
invocat toți, dar cu excepția domnului Orban, niciunul nu a făcut-o. Și acum vreau să clarificăm ceva. Că, bă, că eu ți-am spus, zici Florin Roman, zici Rareș Bogdan 2. Da. Că, practic, diferență mare nu e. Bun. Înainte de toate, înainte de a clarifica, vreau să văd, am avut declarații de la Rareș Bogdan, am avut declarații de la Florin Roman, vreau să văd și ce zice Robert Sighiartău. Te văd foarte interesat de ea. Sunt mare fan Robert Sighiartău. Și vreau să văd, domnul Sighiartău, nefăcând declarații publice, că oratoria nu-i punctul său public, are postări pe Instagram și pune așa frumos: cine umblă cu înțelepții se face înțelept. Proverb, proverbe. Și cine umblă cu Rareș Bogdan, cum se face? Așa, e o întrebare. Se face europarlamentar? Ce se face? Mă rog, deci cam asta postează domnul secretar general în perioada asta. Are senzația că e într-o gașcă bună. Eu sunt cu toți, cu Florin Roman, cu Rareș Bogdan. Sunt cu înțelepții, umplă cu înțelepții. Cu înțelepții. Bun, înțelepciune. Hai să explicăm ceva și domnului Rareș Bogdan și domnului Florin Roman, adică domnului Rareș Bogdan. Deci alegerile astea nu au fost câștigate. Dar nici nu au fost pierdute. Motiv pentru care nici nu au fost pierdute. Exact. Deci ca să câștigi alegerile parlamentare, trebuie să obții 50% plus 1 din numărul total al mandatelor. Așa se câștigă alegerile. Că ai obținut cel mai mare scor este fix problema ta. E ca și cum ar fi nota minimă 5, unul ar lua 4, unul ar lua 3 și ceilalți ar lua nota 2. Și tu ai spune, uite, a câștigat domnul care a obținut nota 4. Nu n-a obținut nota 4 și n-a câștigat. Diferența e că în cazul în care nu câștigă nimeni alegerile, adică nu obține 50% plus 1 din voturi, se continuă meciul în prelungiri, meciul electoral în prelungiri, în Parlament. Ce înseamnă să continui meciul politic în Parlament? Înseamnă să întocmești o majoritate. Să întocmești o majoritate din care face parte această negociere pe care o invocați și în cadrul căreia, practic, ați câștigat rămânând la putere. Deci ați avut 90 de minute de meci pe teren. N-ați reușit să câștigați. Este scor alb, da? Sigur, PSD a avut mai multe șuturi pe poartă. Nu contează. După care mergem în prelungiri. Ce înseamnă prelungirile? Nu sunt lovituri de la 11 metri. Înseamnă negocieri. Încercăm să facem 50 plus 1 cu alții. Ne combinăm la o majoritate. Deci nu vorbim mie de pierderea alegerilor parlamentare în condițiile în care nu le-a câștigat nimeni. N-ai cum să ai perdant dacă n-ai învingător. În condițiile în care tu ești frumos de tot la guvernare, în condițiile în care l-ai pe domnul Bode, ministru de interne, da? Dar domnul Rareș Bogdan, l-aveți pe domnul Bode, ministru de interne? Că doar nu l-avem noi. L-aveți dumneavoastră și cu Clujul dumneavoastră. Tu spui că ai pierdut alegerile. Păi și dacă acum ai fi fost în opoziție, ce mi-ai fi spus? Ce mi-ai fi spus? Dacă la putere cu premier, cu ministru apărării, ministru de interne, ministrul de externe, ministru educației și mulți alți miniștri, ministrul muncii, tu ai pierdut alegerile. Aș vrea să știu dacă ai fi fost în opoziție, dacă asta e înfrângere. Ce ai fi făcut dacă ai fi pierdut și ai fi ajuns acolo? Cum s-a pus problema? O înfrângere. Păi aia ce, doamne iartă-mă? Da, uite, exact așa se pune problema și în privința domnului Ghinea, care și el dânsul ministru acum gestionează o mare situație importantă pentru România, acest PNRR care ne scoate din sărăcie, despre care s-a tot vorbit, de pare că pentru asta ne-am născut, ca să ajungem în acest punct în care să avem acest PNRR. Și acum, în fața acestui PNRR, domnul Ghinea vine și încearcă să transforme eșecul. Sigur, am înțeles, n-a fost respins, ok, bun, dar nu e niciun succes, nu e o mare bucurie. N-am auzit aplauzele de la Bruxelles, nu era vorba de aplauze acolo. Ia să vedem cum n-a fost respins. Hai că și cu... Nu mai luăm de la capăt, am lămurit-o. A fost trimis înapoi documentul? A fost trimis înapoi documentul. Înseamnă că n-a fost acceptat în forma în care e. Ca să se mai rectifice pe aici, pe acolo, prin locurile esențiale. Ok, deci n-a fost acceptat în forma în care e. Păi înseamnă că a fost parțial respins. Mergem la domnul Ghinea, care de câteva zile este în acest turneu încercând să explice această înfrângere ca fiind un mare succes și uite la aici, confruntându-se cu un coleg de brazlă care îi pune niște întrebări. Claudiu Pândaru de la Digi24. Îi pune Claudiu Pândaru niște întrebări din care domnul Ghinea întrebări este foarte bune. Este învingător ca de obicei, așa cum a ieșit și de la Bruxelles. Tot așa. Hai să vedem. Apelez la sinceritatea dumneavoastră. Ați făcut multe proiecte în viața asta. Arată cum ar trebui să arată? Nu, de repet, deci ăla nu este tot proiectul, este o prezentare PowerPoint, drăguță ca să înțeleagă lumea despre ce este vorba. Detaliile tehnice sunt în anexele de costing și de etichetare. Însă, dacă sunt întrebări suplimentare, pentru că vor fi întrebări de clarificare, atunci cei de la hidroelectrică... Cele 7 pagini de PowerPoint, astea pe care vi-am arătat aici cu costurile astea aruncate pe câteva liniuțe, acest proiect e 100 de milioane de euro.
De acele, de acele costi, costuri trebuie justificate pe, sunt mai multe criterii de raportare. Ați dat 100 de milioane de euro pe această prezentare? Nu mă puneți să, să dau eu note. V-am bine, pus, sunt un am... alt proiect și mai greu. Atunci, iată, tot din anexe și o să văd că aveți o pasiune pe zona de energie. Ți... Să știți că nu întâmplător le-am ales pe acestea. Și nu neapărat întâmplător, ăsta e și mai consistent, are trei pagini. Trei pagini. Domnule ministru, un proiect de trei pagini. Care are corespondență de partea de costuri în anexa specială, vă repet. Dar... Deci trei pagini, 28 de milioane de euro. 28 de milioane de euro, trei pagini. Acum, nu se dau bani pe număr de pagini. Este o sumă de 2 milioane de euro pentru asistență tehnică ca să se pregătească să-și ia acreditarea europeană. Deci 2 milioane de euro sunt pentru pregătire. În același timp, este un milestone acolo, un, acele obiective de etapă, care spune că se vor, se vor trăinui oameni angajați ai FNGGIMM pentru a face această acreditare. Nu este o legătură dintre cele două cifre, 2 milioane de euro și 15 angajați. Cineva foarte chichiricios de la Comisia Europeană a interpretat că ei ar fi bani de training și a pus acolo în tabel. Și asta m-a supărat și o să fac observația asta la Comisia Europeană, că este o supra-interpretare. Nimeni nu spune în anexele noastre că sunt bani de training. Însă, faptul că FNGGM nu a venit cu toate detaliile de costing, i-a făcut pe cei la comisie să supra-interpreteze. În niciun caz nu sunt bani sau de training. Să interpreteze ceea ce nu era explicat. Dar pentru ce sunt acele 2 milioane de euro? Sunt bani pentru, probabil, consultanță, pentru dacă e nevoie de un soft de, de evaluare și așa mai departe. În cealaltă parte mai sunt, mai este o instituție pe care acum o creăm. 2 milioane de euro, un soft de... Nu un soft, asta vă spun. Asta, asta ne spune, clar ce ne spune, ne spune că, și asta e o strategie excepțională pe care aș vrea să o marchez aici, practic așa o joacă domnul Ghinea, domnule, m-am supărat pe Bruxelles, deci eu m-am supărat, deci ăia sunt niște mediocrități. Deci cum, domnule, să nu înțelegi, să înțelegi tu din ce am trimis noi acolo faptul că un training costă 133.000 de euro. Și a zis, domnule, eu m-am supărat foarte mult pentru această chestiune, m-am supărat pe ei și eu vă spun că strategia asta este... Să-i facem pe ei, să vezi tu că nu le mai luăm niciun ban, de n-o umbla după noi cu banii ăștia rugându-se să-i luăm totuși. Deci mie mi se pare o strategie imperială. Deci am, nu ne trebuie, domne, banii voștri, ne-am supărat. Deci pare că s-a după supărat... După ce că vă luam banii, da? Ați început să aveți și comentarii. Nu, ok, nu vă deci luam s-a pus pe ei, pe ăștia de la Bruxelles... Bani. Să vezi ce îi terorizează de acum înainte, Răzvan, să vezi tu de nu îi terorizează cu refuzuri. Mie mi s-a părut că domnul Pândaru l-a terorizat pe domnul Ghinea, care, deci domnul Pândaru, noi până acum am observat că vorbește foarte încet. Vorbește foarte încet, dar vorbește și foarte bine. Aici a ridicat un pic tonul. Spectaculoasă emisiunea. A ridicat tonul la... Spectaculoasă emisiunea și atrage atenția asupra unor chestiuni, domnule, evidente. Te-ai dus cu... Trei pagini să cer 28 de milioane. Ne spune domnul Ghinea. Nu, domnule, corespondentul e în anexe. În care anexe? În alea pe care ați declarat că nu le-ați citit? După în anexele alea pe care ne invitați pe noi să le citim? Că dumneavoastră nu sunteți siguri ce scrie acolo? E cu atât mai grav așa. Dar splendoarea vine din faptul că încearcă să amelioreze această mediocritate, această, cum să numesc eu, superficialitate, așa, încearcă să o amelioreze cu niște termeni de genul acesta. Oh! Zice costing. Zice costing. Paginile de costing. Bă, parcă suntem la lofting. Deci... De prima dată am înțeles costing. Costing, da. Mă gândeam, zic, s-a mers pe Costi Ioniță și în această variantă. Nu, mă gândeam că e un băiat costic. Avem un... Costi a scris asta, nu noi. Dar mai e și Ghinea-ing. Uite, Ghinea-ing, de exemplu. Ghinea-ing. Bun, deci avem costing, avem milestone. Milestone. Bă, dar nu, dar la costing nu poți să-i zici... Costuri. Ba da. Prețuri. Adică costuri, prețuri. Costuri. Prețuri, da. Nici nu mă duc în preț, că poate are o altfel de valoare. Da. Dom'le, costuri. Costuri. Milestone. Bornă kilometrică, piatră de hotar, lasă-o, Doamne, iartă-mă. Milestone. Și când te îngroapă în termeni de genul acesta, automat ai senzația... Pare că vorbește afacereză. Se naște în tine impresia că, domne, omul ăsta știe ce spune. Uite, a zis milestone. A vorbit de milestone. Costing, a zis... Există un costing? Există. Deci nu, practic ne-a îngropat în termeni. Un pic de advertise, vrei să difuzăm? În acest break, în acest commercial break care urmează? Advertising la B1 TV.
și ne întoarcem cu o problemă extrem de delicată, extrem de complicată, în sensul în care există un proiect de lege care a fost retrimis pentru examinare de către președintele Klaus Iohannis, proiect de lege în urma căruia Camera de Comerț și Industria României ar trebui să primească 46 de hectare în zona Romexpo. Asta e o chestiune ce părea tranșată anul trecut, după ce Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat au votat această propunere legislativă. Ea a ajuns la Cotroceni, cum ai spus și tu. Klaus Iohannis a zis... Hai să mai ne uităm un pic. Păi aia, nu știu sigur. Are trimis-o în Parlament. Cam asta e, da. Și acum se pregătește un nou vot pentru această inițiativă legislativă care, reamintesc, ar urma să transfere 46 de hectare la Romexpo către Camera de Comerț și Industrie a României. Și a generat și un mic scandal. Un mic scandal generat pe pagina de Facebook a unei senatoare USR, Silvia Dinică se numește ea. Care este doar o simplă senatoare USR, este președintele Comisiei Economice din Senatul României și publică următoarea postare din care vom citi o parte. Alertă! Interesele imobiliare încearcă să facă agenda Senatului. Singura barieră în calea adoptării legii Romexpo în Senat, prin care statul cedează gratuit un teren din București care valorează sute de milioane de euro, este Comisia Economică pe care o prezidez. Continuă apoi cu o serie de explicații și spune în felul următor. Presiunile care se fac pentru adoptarea rapidă a proiectului de lege au depășit orice limită. Acum se încearcă scoaterea Comisiei Economice de la raportul pe această lege. Mai mult, depășindu-și complet atribuțiile, senatoarea Iulia Scântei a încercat să forțeze punerea legii și pe ordinea de zi a Comisiei Economice ca să dăm un vot la fel de repede. M-am opus aceste inițiative și planul a ieșuat. Doamna Iulia Scântei, invocată și acuzată de doamna Silvia Dinică, este președintele Comisiei Juridice din Senatul României, motiv pentru care... Îi spunem bună seara, doamna Iulia Scântei, bună seara! Ne auzim? Nu știu dacă ne auzim, oricum... Bună seara, doamnă senator Silvia Dinică! Nu, m-ați greșit, Iulia Scântei... V-am salutat și pe dumneavoastră înainte. Da, dacă n-ați răspuns, am trecut la cealaltă persoană. Deci bună seara, doamnă senator Iulia Scântei, bună seara, doamnă senator Silvia Dinică. Bună seara, mulțumesc frumos pentru apel. Hai să încercăm să tranșăm această problemă. Aș începe cu doamna Iulia Scântei să ne răspundă la această acuzație pe care vedem că o face doamna Silvia Dinică. Am făcut și eu astăzi o declarație publică pe pagina de Facebook în care am respins categoric acuzațiile doamnei senator Silvia Dinică. Aș vrea să punctez, v-am auzit ceva mai devreme, nu USR a împiedicat transferul fără niciun element de garanție în favoarea statului, da? Ci președintele României, care, așa cum ați spus și dumneavoastră mai devreme, a sesizat că sunt foarte multe lipsuri în lege, că nu există garanții pentru statul român că se va realiza un proiect de dezvoltare acolo, practic, în schimbul terenurilor, cetățenii să beneficieze de ceva consistent. Iar de asemenea nu era prevăzută posibilitatea și procedura legală de a reveni imediat, de a întoarce imediat aceste terenuri în proprietatea statului. Păi, atunci deci, dacă astăzi ne vorbim de această lege și de posibilitatea de a stabili statului român niște garanții reale și solide, este meritul președintelui României. Și da, această lege a ajuns în Senat. Perfect. Urmare, atunci au semnat de două comisii să facă raportul. Din păcate, de două termene solicitate fiind de către birou permanent, doar Comisia Juridică și-a realizat raportul. Noi nu putem să obligăm o altă comisie. Am încercat și săptămâna trecută să avem o ședință comună cu Comisia Economică. Înțeleg din luările de cuvânt publice ale doamnei președintă a Comisiei Economice că domnia sa dorește să negocieze garanțiile statului și revenirea proprietății în terenurilor în proprietatea statului cu oamenii de afaceri. Comisia Juridică nu poate fi amestecată în așa ceva, iar noi nu mai putem să fim din nou sesizați de birou permanent să ne se dea un nou termen care nu face de fapt decât să deschidă cutia unor negocieri în Senat pe care noi nu le susținem. Domnule senator, noi am fost solicitați de președintele. Da, bun, am lămurit asta. Dar să știți că nu este acuzată Comisia Juridică. În textul doamnei Silvia Dinică sunteți acuzată dumneavoastră personal. Păi evident. Mai mult, depășindu-și complet atribuțiile, senatoarea Iulia Scântei a încercat să forțeze punerea legii și pe ordinea de zi a Comisiei Economice ca să dăm un vot la fel de repede. Deci despre dumneavoastră personal este vorba. Corect, eu sunt președintele Comisiei Juridice.
atât eu cât și doamna Dinică, am primit două hotărâri de birou permanent din partea Senatului, prin care ni s-a solicitat să facem ședință comună și să adoptăm un raport comun pe care să-l depunem la biroul permanent pentru a sesiza plenul Senatului. Așa. Eu am făcut ședință, trei ședințe chiar, în a treia ședință am adoptat un raport preliminar prin care am constatat că președintele are dreptate și că sunt necesare corecturi fundamentale în lege, asta care să împiedice domnului imobiliare să statului revenirea terenurilor. Am înțeles, nu mai repetăm, asta ne-a spus deja. Am și reținut, putem să vă spunem. Cum aș putea să oblig eu pe doamna senator sau pe colegii domniei tale să țină ședință când biroul permanent i-a stabilit această sarcină? Haideți să vedem, haideți să vedem. Am revenit în biroul permanent și am solicitat pentru ziua de luni. Am lămurit lucrul acesta. Să stabilească un nou termen. Ne-a spus toate lucrurile astea deja. Haideți să o saltăm din nou pe doamna Silvia Dinică. Bună seara, doamnă senator. Da, bună seara. V-ați lămurit și dumneavoastră? Ați văzut ce frumos a explicat doamna președinte Iulia Scântei? Că, practic, biroul permanent a solicitat, nu domnia sa. Da, și există o ședință programată a Comisiei Economice care va avea pe ordinea de zi acest proiect de lege săptămâna viitoare. Noi am avut încă de la începutul acestei sesiuni o agendă foarte încărcată. Comisia Economică a avut la raport comun împreună cu Comisia de Agricultură un proiect de lege unde am discutat zeci de ore articol cu articol, tocmai ca să iasă din Senat un proiect foarte bun. După aceea am avut împreună cu Comisia de Energie Consumatorul Vulnerabil, iarăși un proiect foarte așteptat. Am avut legea 5G cu Comisia de IT, unde am avut iarăși dezbateri și ore petrecute în comisie și ăsta este modul în care Comisia Economică lucrează. Ne uităm către proiectele de lege cu mare atenție, le dezbatem, accesul a fost... Dar haideți să trecem la subiect. Am înțeles, deci a fost o agenda plină a comisiei. Domnule, a fost aglomerație, e clară treaba, dar nu asta e legea. Haideți să trecem la subiect. Deci dumneavoastră o acuzați pe doamna Iulia Scântei că își depășește complet atribuțiile și încearcă să forțeze punerea legii și pe ordinea de zi a Comisiei Economice. Aș vrea să trecem din nou la cadrul general pentru că mă interesează o anumită parte din postare. Să ne ducem la începutul acestei postări, de în sus, așa, mai sus, până la cap. Pobre. Interesele imobiliare încearcă să facă agenda Senatului. Deci eu înțeleg că vorbiți despre interese imobiliare, despre agenda Senatului și o invocați pe doamna Iulia Scântei, președintele Comisiei Juridice, ca depășindu-și atribuțiile. Își depășește atribuțiile în scopul facilitării unor interese imobiliare care vor să facă agenda Senatului? Că asta e de fapt acuzația dumneavoastră, nu? Săptămâna trecută am avut pe ordinea de zi un proiect de lege, alt proiect de lege, la raport comun cu Comisia Juridică. Așa. Și de aceea, pe ordinea de zi a Comisiei Economice nu era acest proiect de lege. Iar solicitarea președintelui Comisiei Juridice a fost să dăm vot pe acest proiect de lege, forțând o modificare a agendei Comisiei Economice. Deci, între timp, s-a schimbat ceva în această acuzație a dumneavoastră? Între timp, există o cerere către biroul permanent să fie desesizată Comisia Economică, ceea ce ar permite ca raportul să plece către plen fără votul membrilor Comisiei Economice cu niște argumente care nu este de competența Comisiei Economice, argumente cu care, bineînțeles, că nu pot fi de acord. Trebuie să nu uitați că în mandatul trecut membrii Comisiei Economice, în unanimitate, au dat raport de respingere pentru acest proiect de lege. Asta e interesant, doamne senator. Îmi permiteți o secundă, că trebuie să facem niște precizări și vă dau cuvântul imediat, doamnă senator Scântei. Deci, să revenim. Cineva solicită ca această Comisie Economică, o comisie care anterior a dat raport de respingere pentru propunerea legislativă, să nu mai fie în momentul de față sesizată, să nu mai fie nevoie de avizul său sau de raportul său. E corectă această informație, doamna Silvia Dinică? Da, există această solicitare. Cine a solicitat? De către Comisia Juridică. Doamna Iulia Scântei? Comisia Juridică, al cărei președinte, știți cine este? Da, bun, doamna Iulia Scântei, doamna Iulia Scântei, nu vă feriți de nume și prenume. Vă rog, doamna senator, iată. Mersi foarte mult. Aș vrea să vă punctez că aveți în premieră trei minciuni.
Începem cu prima. Vă rog. Toate cu declarate de doamna Denică. Vă rog. Comisia Economică în legislatura trecută n-a apucat să depună un raport la birou permanent. Da. Proiectul a trecut nedezbătut în Senat, întrucât a fost adoptat tacit. Prima minciună. A doua minciună a doamnei senatori este aceea că eu am solicitat să dea un raport într-o ședință în mod forțat. Nu eu. Biroul permanent are o hotărâre din 2 iunie. Ne-a solicitat amândurora comisiilor, Comisiei Economice și Juridice, să depunem în 7 iunie. Uitați-vă în calendar și vedeți în ce dată dorește doamna să dea raportul comisiei. O să explice asta biroului permanent, nu mie, că noi i-am cerut să dea un raport comun în 7 iunie. Și a treia minciună, că i-am cerut să o desesizeze. Nu! Am cerut două lucruri. Unu, biroului permanent. Ori se stabilească un termen nou pentru depunerea unui raport comun al celor două comisii, dar pe care să-l onoreze, să-l respecte și distinsa președintă, că de-aia este regulament. Așa. Sau, dacă iar nu vrea, pentru că domnia sa, în general, la ședințele comune este foarte mult căutată de celelalte comisii, pentru că domnia sa discută legile cu oamenii de afaceri, așa cum a anunțat, dacă nu dorește să realizeze nici a treia hotărâre a biroului permanent, cum să adică desesizeze practic această comisie și să ia raportul care e pregătit și este un raport juridic. Cum adică dacă discută legile cu oamenii permanent, de afaceri? Noi stabilim termenele. Am înțeles. Cum anume discută legile cu oamenii de afaceri? Spuneți că păi domnia sa a anunțat pe Facebook, am citit și eu, că domnia sa face dezbateri inclusiv la 5G, a avut nevoie de intervenția biroului permanent pentru a aduce în ședință comună, pentru că domnia sa dorea să negocieze și acolo garanțiile statului împreună cu PSD în dezbateri. Lucru care a necesitat o a doua hotărâre a biroului permanent pentru a se face ședință comună cu patru comisii. Stăteam trei comisii după domnia sa să intrăm în ședință pentru un raport comun, pentru că doamna președintă așa înțelege să-și exercite mandatul. La fel și în această lege. Noi nu vrem să, dacă domnia sa declară public că dorește să negocieze garanțiile statului cu oameni de afaceri, este liberă. Dar să spună păi biroului să permanent asta și să ne desesizeze. Noi bun, nu dorim să mai avem un al treilea termen. Am înțeles. Doamna Silvia Dinică. Numai o secundă, sunteți consacrată vă și de alte lucruri. Nu doriți să negociați garanțiile statului român cu oameni de afaceri? Asta nu-mi dau seama cât de grav e, dar sună așa. Sună tendențios. Sună, da, nu sună bine. Păi astea sunt ceea ce, acesta este obiectul cererii de reexaminare. Să lăsăm să răspunde pe doamna senator, doamna Scântei. Doamna Dinică, vă rog. Bun, haideți să lămurim. A existat un raport din partea Comisiei Economice, un raport de respingere pentru acest proiect de lege în sesiunea trecută. Deci a existat sau nu a existat? A existat acest raport. Păi ne-a spus doamna senator puțin mai devreme că păi nu a existat. Senatul a adoptat tacit acel proiect. A fost pe ordinea de zi a plenului, însă în Comitetul Liderilor s-a solicitat scoaterea de pe ordinea de zi, ceea ce a avut drept consecință adoptarea tacită. Deci a fost adoptat de către Senat. A existat un raport de respingere din partea Comisiei Economice. Nu s-a pus nicio problemă să nu respect termenele. Nu știu de unde doamna... distinsa doamnă senator face aceste remarci legate de termenele privind legea 5G. Dezbaterile pe legea 5G au fost publice. Am lucrat, repet, cu trei comisii diferite, conduse de președinți din trei partide diferite, pe trei proiecte de lege diferite, care au fost, bineînțeles, trimise către plen, votate și, de ce nu, s-a lucrat în Senat pe ele. Pentru că, până la urmă, să nu uităm că rolul Parlamentului este acela de a legifera și de a lucra în detaliu și pentru binele cetățenilor. Deci, timpul pe care noi ni-l petrecem în Senat trebuie să producă niște legi care să fie în interesul comunității și în interesul cetățenilor. Bun, în concluzie. Ceea ce este în interesul cetățenilor este ca toate acele critici ale președintelui să aibă remedii în lege. Dacă nu sunteți de acord să remediem legea, știți care este efectul și trebuie să spunem oamenilor lucrul acesta. Dacă respingem cererea de reexaminare a președintelui, înseamnă că trimitem la promulgare o lege proastă, care nu dă nicio garanție și permite tunuri imobiliare mascate. Bun, asta trebuie să spunem cetățenilor. Trebuie să remarcăm faptul că această lege e totuși o lege bună. Este o chestiune extrem de importantă și bine intenționată. Trebuie corectată într-un anume fel. Dar asta este ceea ce am spus și eu. Bun.
Am înțeles. Nu, pe noi ne-a interesat foarte mult această discuție, pentru că doamna senator Silvia Dimică vorbește despre presiuni care se fac și apoi vă invocă pe dumneavoastră. Și senzația care, mult pentru apel. Senzația care rămâne oricărui cititor de bună credință e că presiunile se fac prin dumneavoastră. Că dumneavoastră ați fi manipulată de, nu știu, interesele imobiliare. Și aș vrea să știu de la doamna... Presiunile sunt pe comisia juridică. Eu vă confirm încă o dată. Presiunile sunt pe comisia juridică. Ținerea la sertar acestui proiect... Se fac presiuni pe comisia juridică? Da, pentru că noi ne-am făcut treaba. Noi ne-am făcut treaba. Înțelegeți? Noi am răspuns criticilor președintelui, ne-am făcut raportul. Colegii de la USR ne-au propus un amendament să corecteze legea. Unul singur. Iar colegii lor din comisia juridică s-au abținut, n-au votat împotrivă, pentru că nu aveau reprezentare de alte soluții legale pe care le-au propus PNL-ul. Haideți să ascultăm și pe doamna Silvia Nică, mai avem câteva zeci de secunde. Tocmai pentru că există discuția și din Comisia Economică, vor fi depuse amendamente și lucru care noi nu suntem de acord este acest transfer gratuit al terenului. Trebuie să spuneți că nu veți dezvoltarea orașului. Pentru că transferul gratuit are o problemă, câtă vreme se realizează scopul legii. Scopul, există scopul legii prevăzut acolo, expres, ca să știe cetățenii de ce anume se transferă temporar, nu pentru totdeauna, temporar, ca să se facă un proiect. Nu se face proiectul, statul trebuie să aibă toate garanțiile legale, că și ia terenurile înapoi, fără să negociem cu oamenii de afaceri. Doamnă senator Iulia Scântei, doamnă senator Silvia Dinică, mulțumim pentru intervenție. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim cu subiecte spectaculoase în această frumoasă seară de duminică. Ia uitați. De la început, el mi-a bușit imaginea. Nu am bușit nimic, o să vă pun imaginea la dispoziție. Domnul polițist! Domnul polițist! Domnul polițist! Poliția! Ia uitați!